Mărturiocante ale lui Tibimeriu, la sfârșitul ultramaratonului de la Cercul Polar pe care l-a câtigat, o mie mâncat de viu video. Tiberiu în subliniere are o IT o performan incredibil după ce a câștigat vineri noapte ultramaratonul de la Cercul Polar pentru a treia oară în viața sa. Cu ambiție uluitoare sublinierei o rezistent parc supraomenesc, românul areu subliniere IT se duc la final cursa. La capul celor peste subliniere 600 de kilometri, a fost întâmpinat cu aplauze sublinierei în acordurile imnului național al României. Campionul nostru s-a impus încă din prima zi. A sublinierea ce nu e de mirare, ce la linia de sosire avea un avans de peste 80 km fac de următorul clasat. Oboseala se simțea vineri noapte în vocea lui Tiberiu în subliniere Eriu, care, după mai puțin de 173 de ore, a ajuns la finalul ultramaratonului de la Cercul Polar. Românul în vârstă de 44 de ani, cu ambiție greu de imaginat, are o subliniere IT se parcurg peste subliniere 600 de kilometri subliniere I se iasă un vinctor pentru a treia oară consecutiv. La scurt timp după terminarea cursei, campionul a vorbit cu cei dragi subliniere I le-a mărturisit cât de greu i-a fost. Mă bucur ce am terminat-o. E mult, mult mai grea decât a fost înainte. Ultima parte asta de 160 de kilometri a fost numai cu urcări sublinierei coborâri, exact ca prima, după aia aproape 300 de kilometri ceroad, ceea ce m-a mâncat, dar a sublinierea per total, mult, mult mai grea decât ce a fost înainte. Dar na, de asta am venit, z-o termin sublinierei mă bucur sublinierei ce am terminat-o, a declarat Umeriu, la sfârșitul cursei. Despre acelea sublinierei condicii vitrege povestea Tiberiu sublinierei pe ultima sută de metri, când mai avea aproximativ 60 de kilometri de parcurs. Iceroadul l-a mâncat de viu, a fost foarte na subliniere panzilele pe iceroad, sublinierei acum am intrat pe partea alalt sublinierei mi-a fost un pic mai bine. A trebuit să-mi usuc toate, de la sac de dormit la toate, ce ent cum am dormit pe iceroad de câteva ori, toate mi-au fost înghecate, ude, haine, n-am mai avut nimic, a mai spus ultramaratonistul, conform stirile protvro. Ambiția de fier sublinierei perseverenca le-au ajutat să nu renunce, de sublinierei problemele de sănătate nu au întârziat să apar. Dacă subliniere zice ce sunt bine, a subliniere exagera, sunt ok. Am o infecție la un deget, la care mi-a degerat prima dată, în rest a sublinierea chestii de astea micuce. Mi se mai vede un pic la câteva degete sublinierei un pic carnea, cum tot le-am bandajat sublinierei tot mi-au pus sublinierei mi-au luat, a declarat Umeriu.